Alexandru Ilie a venit alături de noi să ne spună că o durere de spate poate veni din diverse părți, dar are și rezolvare uneori. Bună dimineața! Bună dimineața! Așa este. Astăzi mi-am propus să vorbesc despre fenomenul de sciatică. Majoritatea dintre noi ne plânge la un moment dat în viață și spunem, cred că am o sciatică sau eu știu că am o sciatică de ani de zile. Aha, dă-mi voie, dă-mi voie! Te rog! Că spui unui prieten, mă doare spatele aici mai jos. El zice... coboară pe picior. Știe deja, nu? Da. E bine, fenomenul de sciatică trebuie să înțelegem că reprezintă un complex de semne, nu este un diagnostic de sine sătător și este o concluzie medicală la care ajungem în urma simplei anamneze. Deci o simplă discuție poate să fie suficientă pentru a pune această concluzie medicală și anume fenomenul de sciatalgie sau durere produsă de inflamația nervului sciatic. Nervul sciatic este cel mai lung nerv din organismul nostru, este cel care, și de asta l-am adus și pe, bineînțeles, bunul meu prieten Gicuță, cel care are inserție din zona lui L4 de aici, da. Avem L4, L5 și am să-l întorc ușor pe spate pentru a vedea și partea de sacru cu S1, S2 și S3. Deci, practic, sunt 5 rădăcini nervoase care se unesc și coboară în cel mai lung nerv din organismul nostru și anume nervul sciatic, având doi, stângul, dreptul. E ca Dunărea. E ca Dunărea. Aici e munții Pădurea Neagră. Și aici spre Delta Dunării. Deci el pleacă de aici. Exact, din L4, L5, S1, S2 și L3. Ce este important să știm este faptul că nervul are nevoie de două condiții pentru a nu produce iritabilitate. Unul este oxigen și doi este spațiu. Oricare dintre cele două când se produce ca lipsă, putem avea fenomen de iritabilitate care se produce printr-o durere violentă care este pe picior, ne limitează mult mobilitatea și poate apărea chiar și fenomenul de amorțeală, furnicături, curent de aer rece atunci când nervul este sucrumat, adică nu mai are oxigen, așa cum povesteam. Cauzele care pot conduce la acest fenomen, în primul rând, sunt cele de origine discogenă și aici o să vedeți cum arată, unde avem noi, în L5, pe spate aici, uite aici. Da. În L4, L3, aici, vedeți cum arată o hernie de disc. Da? Această mică bucățica asta roșie de aici, da. Care poate să determine un conflict, deci o sugrumare a nervului, care produce durerea care coboară pe picior. Apoi avem modificări de poziții când efectiv vertebrele alunecă în plan anterior sau posterior și se numește listezis, antero sau retro. Și nu în ultimul rând, durerile de origine musculară. Când banda fesierilor, în speță sindromul de piriform, este cel care apasă pe nerv și apare același lucru prin obturarea spațiului de data aceasta. Dacă nu mai are spațiu să mai alune. Am să te invit să stai pe scaun aici, să facem un test. Ok. În momentul în care avem un fenomen de iritabilitate nervoasă, se aplică un test foarte simplu, se numește testul slump, care presupune să întindem piciorul afectat, cât putem de mult, și în același timp o să vreau să bagi bărbia în piept. Încă o dată, lași piciorul în jos și ridici piciorul și băgăm capul în pământ, perfect. În acest moment, practic, întreg complexul nervos este într-un stretching foarte, foarte important și prin membru controlateral, deci facem și cu stângul, pacientul poate să spună, aici mă doare, apare durerea, simt că se întinde foarte puternic, pe partea cealaltă mi-este foarte bine. Nu simt această problemă. Mă este doare... un test extrem, extrem de simplu. Ar zis, mă doare într-o bucă? Poate să te doară, e un prim semn. Dacă o parte doare cealaltă, nu înseamnă că avem deja o zonă de iritabilitate. Eu zic bucă la obraz, ca să știi, Ghici, că te-ai întrebat medical, așa zice bucă. Mă doare într-o fesă, la dreptul. Acum o să vreau să vă arăt trei exerciții extrem, extrem de simple pe care le putem face și acasă, sigure, cu ajutorul cărora să începem deja fenomenul de glisare, căci asta este ceea ce ne interesează cel mai mult, să începem să alungim acest nerv. O să flectăm ambele picioare, punem talpa pe sol și din această poziție vreau să tragem, plecăm cu piciorul strâng spre piept, ușor îl prindem în spatele coapsei și de aici foarte ușor talpa este relaxată și încercăm să ridicăm, este relaxată și ușor ridicăm gamba, cât putem de mult, simțim deja că apare un fenomen de întindere, da. Niciodată nu forțăm, îl ducem până la apariția fenomenului de disconfort. Dar ce se întâmplă în interior când facem noi treaba asta? El practic culisează în structura musculară, generându-și mai mult spațiu. Această lipsă de spațialitate prin inflamarea lui, el când se inflamează, de fapt devine foarte gros. Okay. Nervul sciatic. Și atunci acest tip de exercițiu ne ajută să devină cu un spațiu mult mai amplu și să-și reducă fenomenul de iritabilitate. Al doilea exercițiu, din poziția deja câștigată, rămâi cu palmele aici, vom face decât tragerea tălpii către tine. Și deja lucrurile sunt mai interesante, nu? Deci mă duc în capătul de mișcare, cât poți de mult, foarte bine, și tragi de talpă către tine maxim. Foarte bine. Mă simt că la sanatoriu, Alexandru, te rog, și se întinde tot complexul. De la ce vârstă te poți aștepta să ai probleme cu sciatica? Din păcate, chiar ieri am avut o pacientă de 25 de ani.
Fenomen de iritare puternică, nervoasă, produs după supra-solicitarea la sala de fitness. Ah, păi sigur! Da? Al treilea exercițiu de data aceasta, vrem să țintim și piriformul, punem călcâiul pe genunchiul stâng, exact, și acum vreau să tragem piciorul drept la piept. Haide, prinde-l cu palmele, trage cât poți de mult și vei simți exact în zona aceasta a piriformului că se întinde. Dacă lași capul pe spate, ia să vedem, perfect, trage mai mult piciorul drept spre tine. Hai că sunt încărcat de ieri, domnul. Am avut genuflexiuni, nu de altă. Relaxezi, punem talpa jos și e mai bine. Încă o dată, tragem piciorul drept, capul pe spate. Se întind toate. Și simțim realmente că se întinde zona musculară. Deci am simțit pe de-o parte a dobândit un spațiu la nivelul nervului sciatic, iar acum să eliminăm factorul posibil compresiv de origine musculară. Aceste trei exerciții le recomand să le facem în mod sistematic, cu blândețe fiind primele de debut atunci când vorbim de un fenomen de iritare nervoasă, deci de un fenomen de sciatalgie. Pun o întrebare tâmpită, dar... Niciodată nu există întrebări. Lăsați, domnul doctor. Știți cum e, întotdeauna. Se poate ajunge la operație, că am auzit de această operație, dar nu știe nimeni ce face ea, ce-ar face ea. Operațiile pot avea multiple scopuri. Principalul și cel mai frecvent întâlnit este cel de decompresie nervoasă, adică atunci când discul intervertebral reușește să străpundă realmente structura inelului fibros și se rupe și cade în canal, deci reușește să amprenteze, să atingă această rădăcină nervoasă și să sudeze în ea, atunci este nevoie de intervenția neurochirurgului. Însă, conform Asociației Neurochirurgilor din Statele Unite ale Americii, sub 10% din pacientul care are fenomen de radiculopatie de tip sciatică are nevoie de intervenție chirurgicală. Deci 1 din 10 au nevoie să se opereze, restul de 9 au nevoie de tratament bazat pe exercițiul fizic. Pare mult mai logic că n-ai cum să operezi de fapt un nerv, ci lucrurile din jurul lui. Uite categoric. Cât de simplu se poate întâmpla acasă. Nu uitați că treaba asta se poate diagnostica și de la distanță. Nu e o grozăvie, nu e rocket science, cum se zice. It's not rocket science, așa este, iar nevoia de imagistică se poate, putem apela la ea după ce am finalizat testele funcționale, anamneza, am aplicat un plin plan terapeutic și observăm un răspuns neutru. Primele 5-7 zile pot fi deja suficiente pentru a primi această informație pozitivă, pacientul se simte mai bine, așa cum spuneai și tu, chiar din confortul casei sale. Fac și o predicție, dacă te-ai interesat bucățica asta de material, sigur te apuci acum sau în zilele următoare sau când te va doare spatele să faci testele astea și vei uita complet de existența noastră și a lor după ce ți-a trecut durerea. Ca de fiecare dată. Și pentru a nu uita, apropo de acest lucru, te invit și pe pagina mea de Facebook, kinetoterapeut Alexandru Ilie, acolo unde în fiecare zi am inițiat un hashtag, se numește hashtag minutul de mișcare, unde invit pe oameni, cel puțin pentru un minut în fiecare zi, să redobândească obiceiul mișcării. Îi invit la mișcare. Și în fiecare zi ies live un minut cu exerciții deștepte pentru diverse patologii. Alexandru Ilie are complexul bunicii de la țară, care cum te vede că ai plecat de la ușa ei, te întreabă când mai vii, mamă, pe la noi? Sau măcar scrie-mi online. Mulțumim, să ne vedem cu bine. Vă ținem pumnii, să stați drepți. Toate cele bune. În weekend și să nu vă doară nimic. Adina?